devreme seara. La doar 33 de ani a primit o veste care i-a dat lumea peste cap. Ai cancer, dar a găsit puteri să lupte pentru viața ei și a reușit să învingă. O invităm să cunoașteți povestea emoționantă a Irinei Aniri, o femeie puternică, mamă, dar și nutriționistă, care acum ajută și motivează și alții, și pe alții să ducă un mod de viață sănătos. Bine ai venit, Irina! Bine v-am găsit și mersi mult de invitație. Cu mare drag. Pentru început o să vorbim despre viața ta personală, nu despre nutriție. Cum ai aflat că ai cancer? A fost destul de întâmplător, fiindcă dureri nu am avut în principiu. Aceasta a fost în 2015, de fapt. Dureri nu am avut, aveam doar o isterie veșnic obosită și cred că un an până atunci tot îmi apucam părul. Când mă cheptănam, cădea foarte mult păr și eu într-o glumă am zis: îmi cade așa părul de aș avea cancer. Și ce mai aveam încă interesant? Visam carne și așa de tare vroiam să mănânc carne zi de zi și visam carnea și două zi mă sculam și prijeam în biștec. Eu găseam ceva, adică să mănânc carne. Pe urmă am găsit că asta este un simptom. Și deja... Da. E foarte important ceea ce spui, pentru că eu personal foarte multă lume aud că se plânge de anxietate, de oboseală, vor mereu să doarmă, de stări de nervozitate. Și atunci ar fi un semnal de alarmă să se adreseze la medic. Așa ai făcut tu? Simptomele acestea poate să nu fie simptome a glandei a unui cancer, poate să fie simptome altor maladii. Dar eu m-am adresat medicului înainte având probleme cu sistemul nervos, adică avem distonie vegetativă, zic, mă duc eu la medicul meu să văd, posibil iarăși undeva un vas, ceva s-a întâmplat și mă duc să vadă. Când mă duc la ea, ea vorbește cu mine, eu nu mă așez pe fotoliu și încep a plânge. De ce plângi? Eu nici nu puteam vorbi. Eram într-așa o stare foarte sensibilă. Eu zic că nu știu de ce plâng. Pur și simplu. Ea a decis să-mi dea niște calmante, dar aceste calmante antidepresante, dar trebuia să fac electrocardiograma și să vedem dacă este posibil în general de a primi. La electrocardiograma a arătat ceva nu chiar bine și ea zice: hai să facem ultrasonografia glandei tiroide. Să știți că am făcut ultrasonografia, s-a uitat, au văzut că e autoimun, adică organismul respinge, dar că nodulii sunt, de fapt. Mi-au dat o listă, am fost la endocrinolog, mi-au dat o listă de analize și ei se bucurau așa de tare că analizele mele sunt perfecte, dar totuși în gardă pe endocrinolog au pus nodulii aceștia structura. Și m-am dus să fac puncția, adică mi-au recomandat să mă duc să fac puncția, adică cu un ac mare se ia chiar din nodul celule. Am făcut această procedură. Biopsie, așa se numește, nu? Punctie, da. Biopsie, da. Sau nu eu? Nu. Punctie. O punctie simplă. Da. Uh-huh. Și m-am dus și am făcut-o, am așteptat rezultatul o săptămână și peste o săptămână, mergând în transportul public, mă sună medicul și îmi zice: Irina, nu e nimic grav, dar o să vii la mine, o să-ți dau rezultatul, acolo o să trebuiască repede să faci o... Iată așa, practic motamovă zic, o să faci o mică operație și atât. Ea nu mi-a spus să le vedem la telefon nimic, dar când o să vii la mine, să nu aștepți în rând, să bați în ușa și să intre. Așa și am făcut, mă duc, eu zic, astăzi nu pot, mâine vin la dumneavoastră, bine. Mă duc la medic, pot numi medicul? Da, sigur. Mă duc la doamna Palei și zic, și intru în cabinet: doamna Palei, eu Irina. Da, ea, da. Și cum stăteam în picioare, ea îmi spune carcinom. Da, eu mă râd. Da, ce eu sunt medic, ce eu știu ce este carcinom. Eu așa mă râdeam. Da, și eu întreb, da, era și o pacientă acolo. Și eu întreb, de ce carcinom? Da, așa râdeam, de aici, gumeam, de aia îmi zice, cancer.
Când am auzit cuvântul cancer, toată viața m-am temut, fiindcă bunelul murise de cancer și l-am văzut stingându-se când a rămas pielea și osul pe el. Și auzind cuvintele astea, clar, reacția mea a fost să plâng. A plâns și pacienta împreună cu mine. Nu mai puteam sta în cabinetul cealaltă, trebuia evident să ies. Plângeam cât mergeam prin clinică până am ieșit afară. Afară era o bancă, m-am așezat pe bancă și am început a plânge în hohote. Plângeam, i-am sunat soțului și am zis, iată care este diagnostica, am cancer. Și este nevoie de operat urgent. Cât mai urgent, cu atât mai bine va fi. Încă nu se știa nici stadia, nu se știa tipul, nu se știa absolut nimic cât de tare este afectat, dar să vă imaginați dureri, nu aveam nimic. 2 ani cred că am avut unica slăbiciuni, că vroiam să mă odihnesc câte jumătate de oră și apoi să fiu în forță, fiindcă eu tot timpul eram foarte, foarte activă. Și în momentul acela soțul așa m-a lăsat pe mine în pace undeva. Eu am fost la neurolog, mi s-a dat calmani, niște calmante puternice care nici nu aveau efect asupra mea, nu. Mă duceam acasă sau mergeam cu el, dar el și-a luat asupra sa organizarea acestei operații, fiindcă trebuia să te înscrii, trebuia să stai în rând, ceea ce nu doream nici să stau în rând, fiindcă să știi că ai cancer și să stai cu gândul acesta, asta nu te va ajuta absolut cu nimic. Așa am reușit, joi am aflat, am fost la medic, medic-chirurg, la domnul Badan, Bejan, domnul Bejan, șeful secției microchirurgie, și mi-a dat lista cu ce analize trebuie să vin, am făcut tot. Noi m-am internat, marți dimineața operația făcută și joi eliberată. Știți, a fost extirpată glanda tiroidă? A fost extirpată total. Cel mai greu mi-a fost atunci când eram toată o săptămână, cred că am trăit toată situația aceasta până la extirpare și eu dormeam întotdeauna cu copilul, cu băiețel. Am băiețel, acum are 6 ani, atunci avea 2 ani jumate. Și pentru mine era șocul cel mai mare, cum eu nu mai văd pe el. Și la toate acestea, cum eu întotdeauna mă temeam de frică, de moarte. Și cum eu să mai pot trăi, nu să mai pot vedea copilul sau... Pentru mine asta era, de ce? Fiindcă eu foarte mult îmi dorisem copilul acesta. L-am născut târziu, adică la 27 de ani abia l-am născut și el pentru mine era tot, dacă și până la 4 ani el a dormit cu mine, față în față dormea cu mine și zicea, mami, mă iubești. Și după aceea credeam că e cel mai greu, am însurit într-o săptămână, cred că toată. N-a știut nimeni, a știut doar sora mea care, nimeni. A știut soțul, a știut unele rude, mama nu a știut, nu am vrut să-i spunem că era peste hotare și nu am vrut să o stresăm, am vrut să așteptăm citologia și atunci când să știm că nu sunt metastase, că totul e bine, să mergem înainte. Adică să-i spunem că a fost... Și am operat. A fost cu siguranță grea și această perioadă până ai făcut citologie ca să afle ce tip de cancer sau dacă ai 10 zile până în primul rând e foarte, foarte greu. Am primit zaltiroxinul. Noi devenim dependenți, ce e atiroid, noi devenim dependenți de eutirox, hormonul care înlocuiește hormonul natural. Care secretă glanda tiroidă. Da, care secretă glanda tiroidă. Și pentru mine hormonul acesta artificial, organismul nu primea categoric.
Eu nu că eram un zombie, eu nu mă sculam din pat, eu nu gândeam la mine, parcă creierul, așa, parcă la întrerupător, se lucrează, nu lucrează, se stinge lumina, se aprinde. A fost nevoie, eu aerul nu-l suportam din Chișinău. Eu plecam la țară, plecam la Nistru, plecam undeva. Eu nu suportam ceva, eu mă năduceam. Și aceasta a fost perioada, cred că, cea mai grea. Dar toată această perioadă am trecut-o vreună cu copilul. El nu s-a dus la grădiniță, eu îl luam cu mine, fiindcă mie mi-era mai ușor să o văd pe el. Îmi vroiam să petrec și în genere tot timpul cu el, adică. Fiindcă, știți cum suntem noi, noaptea ei dorm, iar noi în internet citim care este rata, câți cu așa, la așa stadiu, câți vor trăi, cât nu știu ce. Făceam acest lucru și mă uitam pe internet și plângeam. Intrai mai tare în acea depresie, în acea stare de anxietate. Da, în acea stare de depresie, de anxietate, că anxietatea o făcuse mai târziu din cauza medicilor, fiindcă nu a fost extirpată toată, a rămas o mică bucată. Și când mie îmi zic o mică bucată, este posibilitatea de recidivă și tot timpul trebuie să te controlezi, să dai toți markerii, să trăiești în calvarul acesta an de an, să dai markerii la toți cancerii, la toate tipurile de cancer, să ai frică că acuși iar va reveni acest cancer și nu... Tot în forma, fiindcă aveam forma agresivă, ați spus cum am așteptat citologia. Știți, m-am dus singurică la domnul chirurg și când el mi-a citit, știți ce am făcut? Eu tremuram, mă urcam la treilea etaj, scările, tremuram, tremurau picioarele. Eu pur și simplu am căzut la dâns în braț. Eu așa am început și să mă râd și să mă plâng și să plâng și parcă eram pe altă planetă. Dar el din primele zile m-a susținut pe mine foarte mult. El se juca cu mine. De ce ești bolnavă? Stai, fără grijă că noi scoatem, facem totul bine. Încă o dată înțelegem că atitudinea medicilor contează foarte mult în aceste clipe dureroase și grele. Când m-au pus pe masa de operație și eram doar în lingerie de jos, era februarie, ce mi-ați pus-o ca la plajă? Iar în timpul operației erau anestezia puțin scăzuse și ei vorbeau despre politică, dar eu le arăt că simt. Noi vorbim despre politică, dar pacienta noastră se trezește, eu se audă toate secretele noastre. El a fost întrătit, în ziua aceea și m-am sculat, în ziua aceea și m-am dus la dansă și el mi-a zis, ce cochetă ești? Eu zic, eu nu sunt cochetă, eu vreau să trăiesc. Și tot timpul să fiu pozitiv, atâta timp. Și de ce mi-am permis atunci când mi-a spus citologia? Într-adevăr, un bărbat stă un bărbat neant, dar eu în brațele lui așa am căzut și am zis slavă Domnului. Că de atunci te gândeai la altceva? Dar la câte citisem, gândeam că mai am un an să trăiesc. Și tot plângeam alături de copil și tot plângeam alături de copil și plângeam. Cel mai greu în această perioadă că să ai susținere. Dacă ai susținere, da, e mai ușor. Din păcate nu avusem. Tu nu ai avut susținere? Nu. În această perioadă te-ai despărțit de soțul tău? Nu eram despărțită de soțul meu. El considera că eu exagerez starea mea, adică după starea aceasta de revenire. Și asta a fost mai greu. Că nu te-ai înțeles. Da. Ca peste întotdeauna când mă duceam la control, doamna Palii, că trebuie să facem iar o operație, radioterapie cu iod peste hotare, tot băga frica aceasta că va recidiva, că nu știu ce, până am făcut o depresie cu atacuri de panică într-atât de puternice, este ceva extraordinar de greu, extraordinar. Faptul că la pe moment atacul poți să-l calmezi, tu nu știi următoarea dată când vine și ce se întâmplă cu tine. Dar ai conștientizat tu singură că
ai depresie și nu. Că ai nevoie de un specialist sau te-a ajutat cineva, te-a îndrumat, te-a ceva, dus? Știți ce s-a întâmplat? Când am simțit că eu se întâmplă atacurile acestea de panică, frica aceasta deja mă doboară, am început a umbla pe la neurologi. Neurologii noștri nu știu să trateze depresiile, anxietățile și alte boli psihice. Ei tratează linia lor. Și da, 3 neurologi m-au tratat. Cred că 3 luni am făcut numai tratamente cu cele mai scumpe preparate care nu și-au făcut efectul absolut deloc. Probabil era nevoie de un psihoterapeut, un psihiatru. De psihiatru. Și întâmplător, ducându-mă, mi-am schimbat endocrinologul, ceea ce vreau să-i spun mulțumesc doamna Natalia Balta, care ea mi-a găsit doza corectă până la urmă. Și fiind în clinica aceasta, mai întreb cine mai este acolo, ce medici mai aveți, și îmi spune că este doamna Catrine Clarisa. Eu la doamna Catrine Clarisa născusem primul copil, ea pentru mine era ca o mamă atunci. Și eu zic, vreau să-i fac o surpriză, să-i aduc copilul, să vadă, și chiar m-am înscris. Ca să fie o surpriză, m-am înscris la ea, ea vine și când deja a venit ziua aceea cu noi, cu flori, băiatul, eu, știți, ne-am îmbrățișat, pe mine m-a mirat că un ginecolog uitându-se la mine a zis, Irina, tu trebuie să pleci la psihiatru, nu te supăra, tu nu ești bolnavă mental, tu ai o depresie, corpul tău este decompensat psihologic complet. Și așa și-am făcut. Am plecat la psihiatru. N-a fost nimic complicat. Am luat antidepresante și calmante. Am făcut psihoterapie jumătate de an. Și am înțeles de unde venea toată frica aceasta. Și că cancerul, eu întotdeauna spuneam, de ce eu, de ce eu. Și se întâmplă și la alții. Se întâmplă și mai grav. La foarte multă lume. Da, din păcate la foarte multă lume se întâmplă. Și se întâmplă și mai grav. Eu am avut posibilitatea de a mă trata repede. Și eu mă consider acum nu un bolnav. Faptul că mai am depresie, faptul că am intrat după ce am avut cancer, cred că fiind pe ea, chiar pe antidepresante, Dumnezeu a considerat să rămână însărcinată. Așa, și ai riscat să aduci pe lume un nou copil, știți, chiar dacă erai după operație? Când am plecat pe la medici să fac controlul de recoare care îl fac, majoritatea, cred că 80% de medici au zis, nu, tu ai copil, pentru ce să riști? Ai țesut restant în timpul sarcinii, progesteronul va mări și posibil să reîntoarcă, să recidiveze. M-am dus la doamna Natalia, am vorbit cu ea, la doamna Larisa era cea mai fericită, că asta, ele știau ce va fi, cum va fi sarcina. Mai ales doamna Larisa, fiindcă ea îmi dusese sarcina anterioară. A fost o sarcină grea, cu complicații? Foarte. A fost o sarcină care, prin minune a venit acest copil pe lume. Fetița este... Este minunea voastră. O minune. Sănătoasă, frumoasă și care vă înseninează zilele. Da. Și pentru care tu vrei acum să fii sănătoasă și înveți și pe alții să fie sănătoasă, pentru că și nutriționistă, nu? Da. Dacă îmi dați un șervețel, va fi bine. Reci eu un șervețel, vă rog, dacă aveți. Știți cum spuneau medicii? Ea atât de tare vrea să vină pe fața pământului că ea rabdă tot. Și tu rabzi tot. Fiindcă la 32 de săptămâni s-au început nașterile prematuri și eu deja de 12 ore de contracții, eu de dureri nu mai puteam zice, am scotit. Aveam dureri foarte, foarte mari și încă și lipsa glandei tiroide, mă decompensam. La noi nu știu a lucra cu așa pacienți. Pe această cale vreau să îi spun un mare mulțumesc doamnei Larisa Catrinici, care
24 din 24 a stat cu mine, măcar că nu era în clinică, poate unde eram eu internată, dar la telefon sau ceva, e 24 din 24. Și poate nu e corect deontologic să spun, dar ea este mama și bunica copilului meu. Și copilul meu este, va fi botezat Elena Larisa, până la urmă. Așa, în cinstea doctorului? În cinstea doctorului. Așa o relație de strânsă ați legat și atât de umană a fost. Și atât de umani pot fi unii doctori de la noi. E într-adevăr, salvează veți mici mari. Ce a fost cel mai greu în această perioadă, afară de depresie și de neînțelegerea persoanelor dragi? Neînțelegerea persoanelor dragi, cred. Totuși, până la urmă. Acum? Acum? Cum s-a schimbat viața ta? Cum ți-ai schimbat prioritățile? Cum e după ce acum, te împunți cu acest încă nu m-am stabilit, să zic așa, nu m-am stabilit nici emoțional, nici fizic, abia 4 luni de când am născut și organismul de obicei se restabilește timp de 6 luni. M-am reîntors la muncă, sunt în plină, prea plină muncă acum. Ce mămică activă. Foarte, da, o mămică foarte activă. Vreau să-i spun soțului că el mă ajută, fiindcă el stă acum cu fetița acasă. Și am noroc de fetiță care nu este atât de capricioasă. Acum îmi aduce bucuria, clar că fetița în primul rând, și ea este iubitoare de să fie pupată, iar cel mare este gelos, zice, de ce o pup pe ea mai mult, dar pe mine mai puțin, și încerc să-i pup pe ambii. Și munca mea și rezultatele care au dat sunt. Rezultatele așa. Care sunt, da. Irina, și despre munca ta și despre ceea ce te pasionează acum foarte, foarte mult, vom vorbi după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Revenit cu Irina și cu doamna Parascovia, care a slăbit aproape 30 de kilograme, da? Cu ajutorul Irinei. Da. Irina, o să te întreb acum, erai nutriționistă și înainte de tragedie din viața ta sau după ai hotărât să-ți... După aia am hotărât să-mi schimb modul de viață, stilul de viață, fiindcă, de ce? Fiindcă atunci când am avut nevoie eu să slăbesc, eu nu am găsit specialiști care să concordeze slăbitul cu starea de sănătate. Uh-huh. Am înțeles. Și, da. Și acum misiunea ta principală este să te alimentezi sănătos, să-i alimentezi sănătos pe cei din casa ta și să ajuți femeile să slăbească iarăși sănătos. Și bărbații și copiii, uh-huh, toți. În special femeile, că văd pe pagina ta mai multe femei. Fiindcă bărbații, știți, chiar am un domn, este, vreau și din burtă și îmi trimite burtă, vreau și din burtă și de aici și de aici. Eu zic, când facem pătrățelele, le arătăm și noi la televiziune. Doamna Parascovea, cum ați reușit să slăbiți atât de multe kilograme? Cum să spun, cum am reușit, cum prin muncă, prin susținerea celor dragi, am vrut lucrurile astea să se întâmple foarte mult, de aia am și început a slăbi. Asta e prima mea dorință. A doilea a fost pentru că aveam foarte multe probleme în sănătate. A câte kilograme aveți? Am început de la 102 kilograme. Și ați slăbit în total?
20. Acum, azi dimineață, 76-200. Așa. Că, nu știu de ce săptămâna asta balansează, adică am avut săptămâna trecută că chiar am vrut să stau de vorbă cu doamna Irina. Mai pe urmă, mai oscilează. Balansează, da. Este important totuși că a scăpat de 20 și ceva de kilograme. Da, sunt foarte bucuroasă. Aveți probleme de sănătate? Ce vă durea? Vă durea spinarea, articulațiile? Mai bine spui doamna Irina, el știe pe tot. Deci să le spun eu, fiindcă când a venit, a venit în cârjă. Cu două cârji la mine. Așa. Și oficiu era la etajul 2 și trebuia, și țin minte că spunea, of, și scările astea. Da. Și eu mă gândeam, a venit, eu am să ascult, am să facem tot, ne vom uita, în anamneză, tot. Dar chiar mi-era interesant, va slăbi, va avea puterea aceea de caracter, fiindcă tradițiile alimentare, vârsta, totul. Și de obicei consultația este o oră. La pachetul celălalt care mi s-a adus, mie s-a adus tot. Tot. A fost consultația două ore și... Mai mult de două, aproape trei ore. Aproape trei ore. Și în gândul meu era așa, să lucrez sau să nu lucrez, fiindcă era destul de periculos să încep să lucrez. Te-a speriat acest caz pentru că... Nu m-a speriat, dar ansamblu de maladii, câte maladii pot să fie într-un om. Te-a speriat pentru că aveai o responsabilitate foarte mare. Eu am o responsabilitate față de orice om. Chiar dacă are o pancreatită simplă și va da o pancreatită reactivă și va ajunge la spital și va zice că iată, nutriționista ce e deșteaptă, mi-a dat să mănânc asta. Dar la dumneavoastră ei are sindromul Behçet. Sindromul Behçet face aftia, adică bube în gură, înăuntru, în interior, este un sindrom foarte păcătos, să zic așa. Dumneiei are angină pectorală, ce înseamnă probleme cu inima de gradul 2, ea nu are dreptul să ridice greutate, are hipertensiune, are diabet zahărat, colesterolul mărit, are gonoartroză, ceea ce înseamnă artroză și gonoartroză, fiindcă picioarele, genunchii nu au cartilajul acela și acum noi de ce luptăm așa cu kilogramele și nu ne oprim, că am putea să ne oprim la vârsta doamnei, e perfect așa, este în rotă. Da, arată foarte bine. Avea 90 de kilograme, n-am îmbrăcat altă roche. Noi așteptăm la 65 de kilograme să fie operate, să îi se pună proteza. Și noi luptăm intens. Zi de zi. Ce vreau să zic, eu nu fac regimuri și iată, am făcut un regim alimentar și gata, am uitat de pacient. Regimurile foarte astea alimentare, în primul rând, mi se trimite poza de pe cântar și eu văd, oscilează, iată, de exemplu, s-a stopat. Eu știu de la ce poate să se stopeze și eu deja o să vorbesc de la noi, o să vorbim de la ce s-a stopat. Dar eu văd când trișează, când nu trișează, când merge acest regim, când nu merge. Și noi împreună trebuie să mergem până la urmă. Așa și se întâmplă. Și dacă are greutăți sau se mai rupe, se mai duce pe la o nuntă și mănâncă și vreau unde... Se întâmplă de multe ori să trișați, să mergeți la nuntă, la mătrie? Nu, și cum a trăit acum nu frecventăm, așa pe o specie când ne ducem, da, dar nu exagerăm un pic. Iată acum de masa asta, de înviere, ce o să mâncați? Ce preparate veți face? Ce bucate veți pregăti? La sărbători? Da, pentru Paște. Acum. Eu pregătesc pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru când vin copii psihotari și aștept cu drag, iubesc mult, pentru că ei gătesc tradiționalul, sărbătoare, pentru bucate ei, de Paște. Pentru ei, dar dumneavoastră nu vă atingeți, pentru da? Mine, eu am să pun poza la doamna Irina, ce-i pentru mine. Adică cărniți fiartă, nu cărlațe, nu părjoale, nu fiert, cum ne spun. Ceea ce spune doamna Irina, eu promis că dumneavoastră îmi face meniu pentru Paște și înseamnă că eu îl aștept săptămâna. Așa, am înțeles. Da. Irina, o să te întreb, uite, dacă vrem să slăbim, da, ce ar trebui să excludem imediat din cămara noastră și din frigiderul nostru, a, din casă. Din casă, da? Da. Zi-mi alimentele cele mai... În primul rând, eu aș exclude biscuiții, crackerii și tot ce ține din seria aceasta. Bomboanele și ciocolatele, doar ciocolatele calitative,
le-aș lăsa. Adică ciocolata neagră? Ciocolata neagră, mai 70% este de ajuns. Și chiar ea se permite în regimuri alimentare împreună cu o cafea naturală, fiindcă cafeaua solubilă și cu diferite amestecuri, ea deja are calorii și gata, ne-a luat din caloriile zilnice. Aș exclude toți crackerii ăștia, toate snacks-urile, mezelurile, măcar că cineva, chiar pe Facebook mi-a făcut observație, de ce dați voie să, să se mănânce o bucată de lancimită, de exemplu. Bine, fiecare am mâncat toată viața salam și acum hai să zic, nu mânca nici salam, nici ce. Eu pot să aleg să mănânc o bucată de pastramă care nu are grăsime nimic sau o bucată de lancimit, dar nu din salamuri doctorscă ca de celelalte care sunt, ele sunt de fapt mai grase decât cele unele afumate. Și iată așa alegem. Ce aș exclude, de exemplu, torturile și prăjiturile astea, plăcintele, prăjitul. Dar am descoperit secretul slăbitului. Hai, spune-mi da. Că noi tare, tare de mult îl așteptăm. Chiar este un secret. Eu acum, fiind după naștere, am decis să vreau să dau kilogramele jos, măcar 5-6 kilograme. Și am făcut pe Facebook aventura nutriționistului împreună cu toate maladiile. Prima zi, câte kilograme și problema mea, că e pancreasul, că sârnic, e ca asta. Și făcând un offline cu fetele, ne-am întâlnit, citind mai tot asta, noi am descoperit, dar eu mi-am permis să nu mănânc corect, chiar după regim. Eu mi-am permis să mănânc ce se mănâncă în casă. Că-i capusnea, cum s-ar zice, capusnea, că-i cartof, că-i cartof. Măcar că cartoful, eu le interzic prima lună. Morcovul, banana se interzice prima lună, orezul se interzice. Se mănâncă totul integral. Și am înțeles cantitatea. Asta e secretul. Secretul este în cantitate. Și apa. Și apa. Apa. Și ora. Ora. După 6, nici într-un caz. Cum nici într-un caz? Chiar dacă vrem tare mult așa o bucățică de ciocolată. Nici un pic. Eu după 6 mănânc. Eu? Dar știți ce mănânc? Un ceai și câteva pruni uscate. Ceea da, și lor. Asta și eu mănânc. Da, pentru două digestie. Pruni uscate. Pentru digestie și prunile acestea uscate îți absorbă senzația de foame. Senzația de foame și îți pare că gata, ești sătul și te culci și iată. Dar nu ceai negru, nu ceai verde. De care ceai? Ceai cel mai des de romăniță. Noi bem, da. De romăniță noi bem. Ierburi, melisa, fructe și chiar, și chiar dacă veți vedea, veți vedea cum scad kilogramele. Eu zic, eu nu trișesc, eu nu pot să mă pun pe cântaș să scot un picior, eu nu trișesc, eu tot am slăbit, slăbesc împreună cu voi. În susținere, deseori este nevoie să susții, că gata, nu mai vreau, că merg în kilogramele, este greu, că nu... După asta nu este o pastilă. Pastile se vândă la în alte companii sau nutriționiști sunt... Dacă eu moft, îmi cer scuze, dacă eu moft, poate că da, doamna Irina, că poți să zici că nu mai vreau, mă opresc sau dacă când apar probleme mari de sănătate sau te complexezi foarte, foarte mult, atunci vrei, nu vrei. Dar cum ați ajuns la 100 și ceva de kilograme? În cauza stilului ăsta... Alimentar, nesănătos? Da, nu mă alimentam corect. Adică eu după oara 9, vara după oara 10, eu numai decât mâncam o filie bună de prăjiturică cu capea, cu ceai și apoi mă culcam. Sau nu avem ora, adică am mâncat la prânz sau am mâncat micul dejun sau am mâncat cina. La fiecare minut, dacă am fost casnică toată viața, adică eu toată viața am stat lângă cratiță, da? Și am mâncat acolo un pic o rămasă, dar ce ți-l arunc eu dacă eu pot să-l mănânc? Așa, știți că sunteți admirat că ați avut curajul să spuneți stop, trebuie să fac ceva cu viața mea. Asta e foarte important. Eu acum mă iubesc pe mine, înțelegeți? Da, și vă place cum arătați, pentru că arătați foarte bine. Și apropo, lucrează. Deja nu este casnică, lucrează. Toată viața s-a schimbat. De cât de important este să dăm câteva kilograme jos? Să ne schimbăm concepția despre viață. Vreau să vă spun că nu doar
faptul că, iată cum, doamna Parascovia știa maladiile, dar iată mulți vin care nici nu știu ce e cu starea de sănătate. Și când începem a lucra și a vedea, eu sunt sănătos, eu mă bucur că sunteți sănătos, dar haideți un pic să lucrăm. Și când vedem, apropo, să descoperim cancer, să descoperim diabet zaharat, să descoperim artroze și altele, pe noi ne bucură că noi le descoperim la timp și putem, pentru că putem să le tratăm, da. Într-adevăr. Vreau să te întreb neapărat despre copii. Copiii sunt mai pretențioși așa la mâncare. Toate aceste reclame cu fast food-uri, cu înghețată, care abundă acum în oraș, îi fac să-și dorească și ei, și atunci, dacă nu învățăm de mici să mănânce sănătos, se transformă în adulți supraponderali de foarte multe ori. Cum îi învățăm să mănânce corect? Iată, ați spus fraza de aur, dacă nu îi învățăm de mici. De mici, asta înseamnă chiar și de la un an de zile, când începe el a se târâi pe acolo și mamele le iau prin markete, ei deja fotografiază că totul aceste este colorat, ambalaje colorate. Uh-huh. Și mămica și bunica încep cu un pantișpan, cu o acadea, cu o bombonică, o ciocolățică, un pufuleț, un asta, hai să încercăm o băutură carbogazoasă, hai să facem un tort acasă. La noi se gătește, de ce zic tradiția alimentară, se gătește cu mult ulei, se gătește mult prăjit, mult gras și porțiile sunt mari. De exemplu, copilul meu este predispus spre îngrășare, dar el de mic a știut ce se poate, ce nu se poate. Acum deja la 6 ani luptăm, când el zice că vreau. Eu zic, mami, tu vrei, dar tu să te îngrași. Și se duce în fața oglinzii și începe a căuta burta lui unde este. Nu, burta asta trebuie dată jos, că așa nu merge. Dar nu toți, copiii. Dar totuși copiii sunt pofticioși și parcă asta e una din marele plăceri ale copilăriei, de o înghețată. Cu ce înlocuim acea înghețată pe care noi toți am mâncat-o și ar fi sorbetul. Dar ce e și înghețată? Noi putem să o dăm o dată în săptămână, dar nu în fiecare zi. Și aceeași pizza care o putem face acasă sau o cumpărăm o dată în lună, dar nu chiar fiecare săptămână. Putem și da și cartofi, ceai, pai. Nu zi de zi acolo sau tot weekend-ul, hai să mâncăm cartofi, pai și pizza și sușecurile și sucurile și nu știu ce. O dată în lună se poate. Dacă, fiindcă e copil, el vrea să guste. Și dacă noi am educat de mici, am educat, este educația aceasta gustativă, el va ști, oricum cartofii paie vă plăcea, vreau să vă spun, oricum, dar să știe cantitatea, iarăși ne întoarcem la cantitate. Asta e secretul. Vă spun, asta e secretul numărul 1. Cantitatea și ora de mâncare. Te-ai trezit, ai băut paharul cu apă de 250 ml la temperatura camerei. Adăugăm în apă lămâie, miere, ceva? Absolut categoric. Cei care au gastrită acidă, da? Și beau cu lămâie, ce se întâmplă? Ei dezvoltă focarul acesta. După aceasta vor regurgita și vor avea problemele acestea toată ziua de piroz, adică aici le va fi acru. Nu. Apă caldă la temperatura camerei. Este și mai bine să o încă 10 secunde în microunde, ca caldă ea mai bine se asimilează. Și peste jumătate de oră, micul dejun. Să știți că micul dejun este foarte copios. De la un terci plus un toaster cu pastramă, un ou, o roșie, un pepene, o cafea și 20 de grame de ciocolată. Asta se mănâncă dimineața. Ah, glucide, ca să avem energie. Și glucide. Uitați, punem și proteină, și glucide, și lipide. Am pus de toate și o bucată de avocado. Să avem 450 de calorii dimineața. Gustarea 10-11. Că e un măr, că e un aurt, că sunt niște covrici, că este un ceai. Prânzul îl luăm de la 12 până la 1. Este și, cum eu zic, primul, doi compot, așa și la noi. Este și supa, și hrișca cu salată, și cu carne sau peștele. Carne sau peștele și se poate compotul nou. Compotul. Am gumit compotul nou. Sau doar din fructe, dar fără zahăr și foarte, foarte rar. Fructele după mâncare, nu.
fructele nu. Sunt o gustare. Okay. Sau dacă facem din fructe sucuri dese diferite, smoothie, în loc de gustare. Uh-huh. Cina, iarăși avem gustare la ora 4-5. Cina la 18-19. Și ultima gustare până la 9. Oare reușim să ne înfometăm? Spuneți-ne. Uh-huh. Eu nu lucrez pe baza înfometării, dar nici nu e corect să înfometez un organism. El are nici necesități care noi trebuie să le dăm ca el să fie sănătos. Da. Vă mulțumim tare mult că ați venit astăzi la noi, că ați reușit să-i motivați, sper, pe cei de acasă care își doresc să piardă câteva kilograme. Vă mulțumim și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit și astăzi. Să aveți o seară minunată și numai bine!